Prima zi fără restricții, primul accident. Conducătorii auto pot circula începând de astăzi fără restricții pe DN66. Acest lucru a debutat cu un accident încă de la primele ore ale dimineții. Șoferul camionetei a forțat culoarea semaforului trecând pe roșu, iar conducătorul autoturismului a efectuat o manevră de evitare a acestuia, după care a ajuns în albia râului Jiu. Cristi Tudor, reprezentantul SDN, avertizează șoferii să circule cu prudență și să respecte culoarea semafoarelor amplasate pe defileul Jiului.